În câteva ore devine piatră, beton. De ce ar fi trebuit naturii milioane de ani? Nu. În momentul în care s-a separat liantul din mineralele care îmbogățeau apa potopului și s-a unit cu materialul detritic transportat cu fragmentele de rocă rupte de torenți, a început procesul de priză. Probabil că într-o zi a devenit piatră de ciment. Aici este un conglomerat cimentat, ca un beton. Cel care este expus, cum a fost cel de aici, sau cum este acesta, este mult mai sfărâmicios. De ce? Cimentul, liantul s-a degradat. Nu putem să cuprindem cu imaginația momentele acelea. Cum am fi putut să trăiești un astfel de moment, să vezi așa ceva? Ceea ce s-a petrecut în scoarța pământului a fost cu mult peste puterea noastră de pricepere. În afara explicației cu potopul, nu avem o altă explicație. De ce? Pentru că chiar dacă în zilele de astăzi mai sunt inundații, chiar dacă avem de-a face cu vânturi, cu tornade, da? Nicăieri nu s-a mai văzut generat un astfel de masiv de conglomerate. Geologia are aceeași explicație. Vorbește de curgeri de apă și de cataclism. Este clar că astea s-au așezat, da? Într-o perioadă când apele erau relativ liniștite. Sunt și microconglomerate, bucățile acestea mici de rocă cimentate în interiorul masei de rocă, arată faptul că au fost ape care au curs. Au fost perioade de acalmie, dovadă că s-au depus și niște intercalații de argilă sau de marnă. Dacă ne uităm în partea de sus, aspectul e total diferit. Elementele componente sunt de dimensiuni mult mai mari și dacă te uiți cu atenție, nu există nicio logică privind înclinarea, sensul de curgere. Astea au fost depuse într-o fază de acalmie cu ape ceva mai puțin agitate, iar partea de sus probabil că au venit de undeva, de pe alte văi, cu putere mare. Dacă ne imaginăm un tsunami, da? A venit și a adus pe uscat ceva, a depus ceva, s-a retras. În momentul în care s-a retras, o putem asimila cu o perioadă de acalmie, o depunere ușoară. Și apoi a venit din nou, mai agitat, cu violență mai mare. Și a adus ce vedem acolo. Turistic vorbind, suntem în cheile Doftanei. Chei formate în aceste masive de conglomerate au aceeași vârstă cu conglomeratele pe care le-am văzut la Șotrele, în partea de sus, de vârstă burdigaliană, conform estimării geologilor. Vedeți, aceeași tendință de înclinare ca și sus, la baza masivului de sus de la Șotrele. Ele s-au format prin curgerea extrem de violentă a apelor în timpul potopului, care au desprins poate chiar bucăți din pământul primordial, rulate, rostogolite, șlefuite de apă și apoi în momentul în care s-a ajuns într-o situație de stabilitate, deci într-o situație izostatică, ele s-au depus, mineralizația puternică a apei, prezența nisipului, toate au făcut ca ele să devină un compact de sine stătător. În faza de depunere avem de-a face cu pietriși, cu bolovăniși, acei bolovani mari, pur și simplu zici că sunt înfipți, plantați de cineva în masa rocii respective. De fapt, ei sunt într-un ciment acolo. Nici o formațiune de roci conglomeratice nu are o altă explicație, o altă geneză decât un cataclism. Silicea se formează în urma erupțiilor vulcanice. Dintr-un gel de silice se adună când dă de apă, coagulează și formează genul acesta. E fragment dintr-o rocă eruptivă, că se văd urmele de siliciu din masa materialului. Poate să fie un șist sau un mica șist din lavă, din magma vulcanului. Mică. Și materialul ei este tot din lavă.
bucata aceasta practic este făcută din masa cimentului. Faptul că au forma aceasta rotunjistă este o dovadă că ele au fost rostogolite, da, cu viteză mare, pe distanțe impresionante. Sunt fragmente de rocă de geneză diferită și proveniență diferită. Astea s-au format ca urmare a erupțiilor vulcanice. Odată ajunsă la suprafață lava, în anumite condiții de temperatură și de umiditate de data aceasta, prezența apei a făcut ca gelurile de silice să se adune, să genereze astfel de roci. Nu se mai întâmplă nicăieri în lume în momentul de față așa ceva. De ce? Pentru că nu mai sunt acele condiții catastrofale din timpul potopului. Deși mai avem erupții vulcanice, bazaltice, da? Sedimentare, nu există nicio logică în dispunerea lor și în structura întregului masiv. Vedem aici, sunt fragmente de roci mai mici, la 2 metri mai sus, bolovani de dimensiuni impresionante. Bucata aceasta de silice, și de dimensiuni mari, este ceea ce popular se zice piatră de cremene. Dacă lovești două bucăți de genul acesta, generează scânteie. Gel de silice provenit din lavă, din lava ajunsă la suprafață. Ia uitați, dintr-o dată se schimbă aspectul. E un fel de microconglomerat. Dintr-o dată, la un metru deasupra, bucăți mai mari. Aproape că nu ne putem imagina desfășurarea de forțe care a avut loc în momentul în care au fost desprinse din locul lor și rostogolite poate zeci, sute de kilometri până când au ajuns să fie depuse, când apele s-au liniștit. Vorbim de forțe impresionante, da? De debite enorme și de viteze de curgere la fel enorm de mari. Da, aici e clar că e peștișor. Uite ciocul, botul, coada, trebuie să scoatem lupa. Se vede în profunzime. Da, ăsta a fost peștișor aici. Undeva la un foraj executat în Marea Nordului, la circa 200-300 de metri de sub fundul mării, deci în rocă, au fost descoperite fragmente de dinozauri care au fost scoase chiar într-o carotă. O carotă fiind, de fapt, un fel de cilindru din rocă scos în intenția de a face cercetare, le-au analizat și au ajuns la concluzia că sunt de dinozauri. Cum a ajuns acolo, asta este una din taine pentru geologi, dar dacă privim din perspectivă creaționistă, explicația este una destul de simplă. În momentul în care apele au crescut la potop, în momentul în care s-au generat acele valuri de tip tsunami, datorită volumului mare de apă, dar și a activității vulcanice extrem de intense din timpul potopului, acele valuri de tip tsunami au pătruns pe uscat, au măturat uscatul, au prins vietăți care trăiau pe uscat, le-au omorât și apoi valul le-a târât înapoi în zona bazinului de unde s-au format. Altfel, nu există nicio altă explicație pentru o descoperire de genul acesta. Nu există. Științific nu se poate explica. În geologie sunt lucruri care nu pot fi explicate.